Morning People, Luci de la Real Trading sunt, am deschis niște poziții astăzi, așa de luni dimineața. Hai să vedem ce analiză am făcut la fiecare. Vorbim și de cripto, și de forex, și de stocuri astăzi. So, let's go! Avem aici prima oară Ethereum USD, care începând de la 4 ore se poate vedea aici un bear flag. Da, într-un downtrend foarte mare, o corecție complexă, iar de aici avem iar downtrend. Pe aici se poate vedea o divergență de momentum, însă ăsta momentan pare a bear flag. Ne duce un pic mai jos pe o oră și vedem că a făcut și false breakout-ul ăsta. Acum, aici pe Ethereum avem situația următoare. Poate fi bear flag, dar mai putem lua în considerare faza următoare, să fie un leading diagonal și atunci să fie valul așa, 1, ăsta e valul 1, valul 2, valul 3 care trebuie să rupă, așa, și un valul 4 pe undeva pe aici, iar valul 5 vedem noi unde e. Deci asta e scenariul bullish pe Ethereum, când valul ăsta va fi compus și el la rândul lui din 5 valuri, da? Deci valul 3 va avea valul 1, 2, 3, 4. N-ar trebui să fie să se intercaleze cu 1, deci maxim pe aici sau pe aici în zona asta de supply and demand, da? Creată. Deci punem un 4 aici și 5 aici. O să le schimb acum ca să le înțelegeți un pic mai bine, le pun minor, da? Și atunci avem varianta asta, da? 1, 2, 3, 4, 5 și a încetat, a finalizat valul 3, după care așteptăm din nou un retracement și valul 5. Atunci va trebui să redesenăm canalul și să-l tragem din 2 în 4 și după aia din 3 linia paralelă ca să vedem unde ne așteptăm să fie valul 5. Ăsta e scenariul bullish, eu momentan merg pe bearish, o să șterg chestiile astea de aici, să fie ordine. Am intrat fix unde vedeți voi, acolo, cu stop loss-ul deasupra la lower high și am take profit, o variantă de take profit este pe aici, pe undeva. Când mă aștept să atingă din nou partea de jos a canalului. Bineînțeles că aici eu o să aștept să văd ce face. Îl rupe, îl testează sau se respinge direct din el și nu. Cam acolo o să închid. Nu știu sigur dacă las take profit-ul să-mi ia. Bun. Da, altă variantă. O să fiu atent și pe aici. Mi-am pus o alarmă și pe linia asta de rezistență transformată în suport. Și să văd ce se întâmplă când ajunge acolo. Se respinge sau rupe și testează sau alte chestii. Da? Deci, da, sunt multe variante pe Ethereum. Momentan eu așa am deschis. Hai să ne mutăm puțin ce avem crypto, dă-i un pic pe Forex și avem GBP/USD, care pe 4 ore din uptrend-ul ăsta, iar putem să numărăm, avem valul 1, valul 2, valul 1, 2, 3, 4, 3, 4, valul 4 e un bull flag foarte șmecher și mă aștept să închidă cu valul 5. Valul 5 care de obicei se duce mai departe decât valul 3, însă uneori poate să fie trunchiat. Aia înseamnă că ajunge unde s-a terminat valul 3 sau chiar mai jos. Da? Ceea ce mă face pe mine să-mi pun un prim take profit pe aici, pe undeva, da? Când se intersectează cu partea de sus a canalului și un take profit 2 aici. Dacă aș fi intrat cu 3 poziții, ceea ce e prea târziu să fac, aș mai fi pus un take profit 3 undeva într-o zonă de genul pe aici, adică puțin peste, nu avem ce să băgăm în seamă în ultima perioadă ca să fie relevant. Pur și simplu puțin peste. Unii folosesc Fibonacci Trend Based Extension, dar nu are foarte multă relevanță întotdeauna, așa că nu. Deci, pe GBP/USD eu sunt long, intrat deja, nu vreau să mut stop loss-ul, chiar dacă de aici poate să-i dea în jos, pentru că poate să facă un liquidity hunt, poate să facă un bull trap. Dacă mutăm aici pe 30 de minute,
Faza e în felul următor. Aici noi avem un range pe care l-a spart în jos și acum văd că îl testează. Deci, poate să se ducă în jos? Da, poate să se ducă. Mut stop-loss-ul, nu o să-l mut. Dacă e să-mi-l ia, eu o să-mi pun o alarmă undeva pe aici, peste. Să fiu geană dacă atinge din nou prețul ăla, înseamnă că s-a terminat varianta bearish și bull trap nu mai e în funcțiune. Da? Cam asta ar fi cu GBP/USD. Da, faza e cam intrat pentru că s-a respins fix din o intersecție de linii, da? Bull trend, bull flag și cu uptrend. Da? Fix din zona asta el s-a respins. Ceea ce e o confluență foarte șmecheră. Pe lângă asta, dacă ridicăm MACD, o să vedeți că aici o să avem o divergență faină. Iar eu pe MACD folosesc în felul următor. Pe lângă divergența asta, care se vede clar, haideți să vă arăt cum tragem divergențele sau ce urmărim, în cazul în care nu știți care e faza cu indicatorii. Da? Tragem linie. Avem lower low, lower low. Și linia e așa, și după aia, din aceeași lumânare, ne ducem pe MACD și putem să luăm histogramul, de exemplu, și vedem că avem higher-low, ok? De asemenea, putem să luăm și linia de MACD și să o luăm de aici, unde ești? Aici și până aici, ia uite cum s-a dus, da? Ok. Deci, linia asta se duce în jos, astea două se duc în sus, e divergență de momentum și divergență de trend. La fel și ADX-ul ne zice tot trendul, până aici a fost un downtrend, însă am făcut lower-low, dar ADX-ul, care ne zice trendul, n-a mai făcut higher-high, ca să ne, să ne dea de înțeles că e o continuare de trend. Acum, oricum trebuie să fim atenți, pentru că de cele mai multe ori divergențele dau țapă. Și nu funcționează, nu sunt 100% reliable. Tocmai de aia zic, dacă folosiți un risk management bun, da, un 0,5%, un 1%, n-ar trebui să vă deranjeze dacă vă ia stop loss-ul. Ce-i drept, am intrat un pic agresiv aici, dar nu. Le încercăm, că nu putem să le bunghim pe toate din prima. Și next one, hai să vedem, pe Tesla. Eu mai nou fac un fel de day trading și swinguiesc dacă pot ceva parte din poziții sau dacă nu mi-a ajuns el pe unde consider eu. În momentul de față, pe ce suntem de 30 de minute, să punem pe ori. Da? Am zis mai de mult că avem leading diagonal-ul ăsta, de la care mă aștept la o corecție, pe care a și făcut-o și din care s-a respins. Da? Zona de interes era undeva aici, undeva aici. A ajuns din asta, chiar a spart-o, dar după aia avem uptrend până în momentul ăsta. Iar aici avem din nou o corecție de tip ABC. Să-i spunem așa, da? Sunt două picioruri și aici momentum, după aia valul B. Și un momentum mult mai mic comparativ cu valul A. Deci A, B și C. C-ul e mult mai mic ca și momentum, ca și intensitate, ca și tot ce vreți voi. Și asta îmi dă de înțeles că C-ul se termină, ceea ce a și făcut. I-a dat în sus cu foarte fain momentum. A creat un bull channel cu un false breakdown aici, pentru că a vrut să facă un liquidity hunt în zona asta, pe care o aveam eu pusă, să vedem de ce, pe M15 o aveam pusă, ca și zona de supply and demand. Da? Ok. Acum, ca să-i dau eu buy la Tesla, o să vreau să facă fix treaba asta. Pac, pac, break, retest și to the moon. Da? Dacă se respinge și nu reușește să facă treaba asta, atunci o aștept undeva pe aici, prin zona asta, da? În zona, partea de jos a bull channel-ului, ok? Și aici, din nou, o să fiu atent, la fel și aici și și aici, o să vreau să văd o respingere clară, cu închis lumânarea, dacă sunt pe M15 sau pe M5, depinde de ce mi arată chart-ul și câte detalii îmi dă.
Dar ideea e că aștept să se închidă o lumânare și să-mi văd clar hotărârea de respingere din zona asta sau asta. Și atunci tezele e de buy. Deci momentan punem așa, eu îi trag un flag cu buy și aștept să văd ce face. Da? Bun, cam atâta pe astăzi, scurt și la obiect, câte una din fiecare. În ultima perioadă m-am hotărât să renunț la foarte multe din tot ce am eu în watchlist și să mă concentrez pe una, maxim două perechi din fiecare instrument financiar, adică vreo două stocuri, două cripto maxim și vreo două sau maxim trei din astea pe Forex. Da? Mi se pare mai util și nu ai creierul vraiște. Știam chestia asta de mult, dar nu știu de ce n-am aplicat-o. No, asta e, cât trăiești, înveți. Bun, dați și voi join acolo la canalul de pe Discord, pentru că aveți foarte multe chestii interesante, se discută multe, se dau alerte, se dau analize mai multe și mai dese decât facem noi videouri și se prea poate să vă ajute. Dacă aveți alte sugestii, întrebări, reclamații, scrieți acolo în coment, dacă nu dați like, hate sau ce vreți voi. Și baftă!